Bună seara! Bine ați venit la Căminul Cultural din Buzești și această dată pentru tradiționalul festival de colinde deschide ușa creștine. Tot Fărcașa, tot cu sprijinul autorităților locale, ca o premieră în acest an, festivalul, ediția 13-a, festivalul deschide ușa creștine, este realizat și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. Vă mulțumim! Vă mulțumim dumneavoastră, în primul rând, că sunteți alături de noi în această primă seară a Festivalului de Colinde și, bineînțeles, autorităților locale, fără de care nici acest frumos festival, care se întâmplă fiecare an la Fărcașa, nu ar exista. Vă salutăm pe domnul primar, Ioan Stăcelan. Bună seara! Mulțumim! Mulțumim! Sărbătorile în seara, doamna viceprimar, Floare Mureșan. O salutăm și pe doamna Rodica Giurgiu, Rodica Toma, secretarul Comunei Fărcaș, am crescut. Sărbătorile. De asemenea, sărbătorile în seara și doamnei director general al societății ITER, Pamela Bob, este alături de voi. Sărbătorile. Încă o dată, mulțumesc în numele autorităților locale, celor care și-au făcut timp să fie în această seară alături de noi. Un festival care nu poate fi realizat și fără ajutorul sponsorilor. Ne mulțumim de la început, în primul rând, societății ITER Electroproducție SRL de la Sârb. Apropo, la finalul acestei serii, pregătim concertul cu corul de la ITER. Domnul Ivan Chirazac, de asemenea, prezent aici. Bună seara! Mulțumim, de asemenea, societății Acero SRL Sârb. Mulțumim, mulțumim pentru atașa. Societății Traxpet SRL, Gașcom Index Fărcașa, Ruby Mark SRL Fărcașa și Rustic SRL Fărcașa. La final, dacă veți avea răbdare să stați, și sunt convins că veți avea răbdare să stați până la final alături de noi, veți primi cadouri, atenții, dulci din partea societății ITER Electroproducție de la Sârb. Acestea fiind spuse, sperăm că nimeni de aici din sală nu este superstițios, pentru că astăzi este și vineri, este și 13 decembrie, suntem și la ediția cu numărul 13, dar, repet, nu trebuie să fim superstițios și să credem, să fim convinși că cele trei ceasurile au trecut astăzi într-o zi de vineri. Permiteți-mi să invit în scenă pe primii colindători. Este vorba despre corul Bisericii Ortodoxe de aici, de la Fărcașa, lucrul ca dirijor, pe preotul Răzvan Tistea, un cor care ne-a colindat în fiecare an și ne mulțumim pentru asta. Chiar de la prima ediție, chiar dacă sunt sigur că și componența s-a mai schimbat de-a lungul timpului, pentru că acest cor al Bisericii Ortodoxe din Fărcașa are o istorie de peste 40 de ani, timpul care, evident, că a dus mai departe tradiția a ceea ce înseamnă un cor bisericesc. Varianta actuală este pregătită, așa cum vă spuneam, de către preotul Răzvan Pintea, care sunt sigur că este alături de noi. Meritele, evident, se datorează tuturor membrilor care alocă din timpul lor pentru repetiții. Sunt sigur că au pregătit și în această seară un program de colinde frumos, deosebit și de-abia așteptăm să-i ascultăm. Așadar, primiți colinda! Încă o dată bună seara, să ascultăm corul Bisericii Ortodoxe din Fărcașa, dirijor Răzvan Pintea.
face aplauze tânărului și talentatul Vișor și preot Răzvan Vita, alături de lumea puțin talentații comoreți ai Corului Bisericii Ortodoxe din Corcașa. Îi felicităm, prăbit alături de mine și de cei de pe scenă, pe domnul primar Ioan Stăgeran. De asemenea, îl salutăm și îl invităm alături de noi pe noul părinte al Bisericii Ortodoxe din Corcașa, Petru Vamoș, și tătuca, domnul Gheorghe Crainic, este invitat în scenă. Părintele Rusu, de asemenea, vă invităm în scenă. Câteva cuvinte din partea domnului primar, înainte de toate. Vă felicit pentru frumoase colinde cu care mi-ați încântat. Felicităm dirijorul. Noua formație v-ați tot schimbat, înnoiți și vă fericit și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să o țineți tot așa, să ne bucurați cu Sfintele Colinde și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Participare pentru talentații componenți ai Corului Bisericii Ortodoxe din Fărcașa, alături de domnul primar Ioan Stăgeran. Ieșirea se face prin partea dreaptă a scenei, prin lateral, pentru că acolo la ieșire, doamnele de la primărie, cărora le mulțumim pentru ajutor și pentru implicare și la ediția din acest an a Festivalului de Colinde de la Fărcașa, vă vor împâna câteva cadouri frumoase, dulci. De asemenea, semn de mulțumire pentru participarea și în acest an la ediția de Festivalului de Colinde deschide ușa creștine. Pentru că avem acest moment de respiro, de ce să nu îl provoc pe părintele Răzvan Pin ca să vă adreseze un mesaj, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, cum aș credeți, pentru cei care ați ales să fiți alături de noi în această seară și pentru fărcășeni în general. Părinte, cernici părinți, stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, dragi invitați, iubiți oaspeți, am încununat, zic eu, o perioadă foarte frumoasă din timpul anului calendaristic, prin a vă pune din munca noastră la sufletele dumneavoastră. Sperăm că mesajul v-a ajuns și trag nădejdea, cel puțin pentru corul din Fărcașa, pentru că la cârma lui am stat, să-l mai vizitați și cei din public, pentru că se aude când oamenii din biserică știu și se vede. Nădăjduim că nu veți uita de cor, că nu veți uita de noul părinte, ci veți fi aproape de biserica dumneavoastră și aproape până la urmă de Mântuitorul Iisus Hristos, care așteaptă să se nască în sufletele fiecare dintre noi. Sărbători cu pace, cu bucurie și cu binecuvântare! Cred că am omis să vă spun la început, că în această seară îi vom cunoaște, de fapt, cu siguranță dumneavoastră îi cunoașteți pe cei care aniversează 50 de ani de căsnicie în acest an, la una o frumoasă festivitate, puțin mai târziu. Acum îi invit în scenă pe următorii colindători, pentru că ne-au onorat cu prezența încă de la momentul constituirii, de când s-au înființați ca și grup vocal, și iată că sunt lipsiți și la ediția din acest an a Festivalului de Colinde. Este vorba despre grupul vocal Select, de aici, de la dumneavoastră din comună. Ei sunt conduși de binecunoscutul Marin Moreșan. Soliștilor li s-au alăturat, înțeleg, din acest an, patru tinere talente ale comunei Fărcașa. Este vorba despre surorile Iman, Cosmina și Antonia, Covaciu, Diana și Dona Alexia, elevele doamnei profesor de canto Ramona Dara, bine cunoscută interpretă de muzică populară și colinde Ramona Dara. Mulțumim pentru aplauze, grupul vocal Select.
Am și eu ceva să spun, să primiți cu dragă colinda pentru seara de Crăciun. Oh,
Mila Domnului,
Fidel, pune-o în cârnăcior pe el și o ecuță de zin dulce că l-o înveș și apoi ne-o duce. Vă mulțumim din suflet că ați primit colinda noastră. Ne bucurăm din tot sufletul că am fost alături de dumneavoastră și ne-am amintit de Crăciunul de altădată. Aceste colinde nemuritoare, care sper din tot sufletul ca și băiețelul meu să le vețe și să le cânte și să le colinde în fiecare an de Crăciun. Numai noi putem să facem ceva, să reviem Crăciunul de altădată. Sărbător cu pace și liniște sufletească și un an bun, plin de sănătate și bucurii. Dumnezeu să vă ajute! Ramona, am spus totul, mie nu rămâne decât să spun aplauze pentru grupul vocal SELEC. Ramona, da, Marin Coreșanț și tinele de carete, doamna secretară Rodica Toma, de la Rămâna, diploma și dorește să spună câteva cuvinte. Da, vreau să vă mulțumesc că ne-ați colindat atât de frumos în această seară și că, da, vă așteptăm cu drag și la anul. Până atunci, primiți din partea noastră o diplomă de participare, iar colinda va fi răsplătită nu cu un colac, dar cu ceva dulce. Da, merită toate aplauzele, mai ales că este vorba și despre aceste patru tinere talente de aici, de la dumneavoastră, din Comodă. Îmi permit să vi le prezint încă o dată surorile Ghiman, Cosmina și Antonia, Covaciu, Daiana și Dona Alexia, elevele doamnei profesor de canto, Ramona Darha. Sărbători fericite! Vă mulțumim că ați răspuns prezent și în această ediție a Festivalului de Colinde deschide ușa creștine. Ediția cu numărul 13. Organizatori, primăria, Consiliul Local Fărcașa și premieră din acest an, acest festival se desfășoară și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Marea Mureș. Rog următorul grup să intre în scenă, pentru că sunt bine talentați, sunt numeroși și probabil va dura câteva secunde până se vor așeza aici pe scena Comunului Cultural din București. Cred că nu mai au nevoie de toate nicio prezentare. Cred că, cel puțin, de când prezint eu acest festival, ne-au onorat cu prezența în fiecare an. Sunt 40 de tineri talentați, după cum vă spuneam, studenți ai Departamentului de Teologie Ortodoxă de la Facultatea de Litere din Baia Mare, evident, Centrul Universitar Nord din municipiul Baia Mare. Ne vom încânta și în această seară cu un program pe care l-au pregătit minuțios înainte, cu mare grijă, așa cum ne-au obișnuit. Este vorba, printre altele, despre un triptic de colinde de Tiberiu Predicianu, Domnuleț și Domn din Cer, Sus mai sus, Cornel Cimulescu, Noel Adolf Adam și Pace pe Pământ, Gabriel Popescu, colinda cu care vor încheia concertul de colinde din această seară. Poate că o propunere ar fi ca fiecare cor de aici înainte să colinde câte o colindă și cu sala, pentru că am văzut că a ieșit foarte frumos și vă place și dumneavoastră. Corul Sfântul Ioan Damaschinul este condus, dirijat de părintele profesor Teofil Stan, care nu lipsește nici în această seară și mulțumim că este alături de noi. Așadar, corala Sfântul Ioan Damaschinul, dirijor, părintele profesor Teofil Stan.
frumos ca și fața lui Hristos. Pentru cine te-ai gătat? Pentru cine ai așezat? Ai fecior de însurat, ori fată de măritat? N-am fecior de însurat, nici fată de măritat. Dar aștept pe Dumnezeu să vie la prânzul meu să mă mântuie de rău. Către sar în ei strămoși.
și colind un semn heraldic și cultură cu mișcare, că prin el deschide firea și că spiritul unor. N-a murit colindul nostru. Se mai poate, se mai poate, lerurile, florile d'albe, la mulți ani cu sănătate. Sus, mai sus, pe Yeah.
și cu oile pălunci, bucurie pentru prunci. Lasă, Doamne, soarele să ardă oboarele, să deschidă mugurii, să se facă strufurii. Întărce livezile, să pască cirezile, pântărce grădinele, să zboare albinele. Păstătă de moinele, să răsune doinele. Pune, Doamne, până soare, dă tu fluture și floare, și intrai stă la săraci, dă tu măr și doi colaci. Dă-ne, Doamne, lună plină și o viață mai senină. Limpezăște văile și ne-ndreaptă căile.
Domnul președinte, și la ediția din acest an a Festivalului de Colinde, din partea tinerilor, membrilor coralei Sfântul Ioan Damaschinul, conduși de părintele profesor Teofil Stan. Mă invit pe doamna Floare Mureșan, viceprimarul comunei Fărcaș, alături de noi. Aplaudați-o, vă rog! Vreau să vă felicit, părinte profesor, pe dumneavoastră și pe acești băieți minunați. Ați reușit să ne încărcați sufletele cu bucurie și cu multă pace, astfel ca să primim tot așa în suflet sărbătorile Sfântului Crăciun. Vă mulțumim, vă așteptăm și la anul. Sperăm să fiți o prezență în fiecare an pentru comuna noastră, pentru că sunteți un cor valoros și dumneavoastră sunteți un fiu al acestei comune. Vă mulțumim! Părinte, la final câteva urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fărcășenilor și celor care sunt în această seară alături de noi. Sunt mulți colindători care ne așteaptă apă colinda. Vreau doar să vă spun că noi colindătorii suntem cei mai fericiți pentru faptul că aducem vești despre o lume mai bună, despre o lume ideală. Lumea Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea v-aș invita pe toți de acum și până la Crăciun și până la Bobotează să deveniți colindători. Ca să aducem în lumea care ne înconjoară această lume ideală, lumea lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, dacă sunteți gazde, ce bucurie mai mare poți avea decât aceea de a-L primi pe Iisus Hristos Domnul. Să fim cu toți și gazde, și colindători, de acum până la Crăciun, până la Anul Nou și până la Botezul lui Iisus. Mulți ani cu sănătate tuturor, vă dorim! Haideți și dumneavoastră! Și momentele coronatorului, șeful
domnul Ioan și Chira Zah, aici prezent alături de noi. O salutăm cu o dată și la Cabinetul General, avem acum, mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim de această dată și de această dată societății ITER, pentru că la ieșire la finalul ediției din această seară, veți primi cu toții din partea companiei ITER câte o surpriză dulce. Mulțumim de asemenea și celorlalți sponsori care au făcut posibilă și ediția din acest an, respectiv Societatea Acero, SRL Torul de la Sârbi, Trax Fet SRL, Cașcom Impex Fărcașa, Rubimax SRL Fărcașa și Rustic SRL din Fărcașa. Prezență inedită, sunteți pregătiți, da? Și la ediția din acest an, dacă nu mă înșel, la 4-a sau la 5-a? Al cincilea an de existență al corului, interpretează și în engleză și în maghiară, da? Și o strofă în engleză maghiară și la final o strofă în engleză. Dirijor Ioan Chira Zah, grupul Ucuresc Millennium, sunt angajați de la ITER Electroproducție Sârbi. Mulțumim pentru atenție! Oh,
acum cu plene pregătite, doamna Rodica Toma, secretarul Comunei Fărcașa, dacă tot am rămas aici, o aștept și o invit și pe doamna director general, Tamara Popa, la fotografia de final, grupul Millennium. Între timp mă gândeam cine adresează pe de sărbători în limba maghiară, din cuvântul respectiv. Domnul Ion Chirazan. Vă riscați? În limba maghiară nu o să reușesc, dau cuvântul colegul meu Zoltan de Ardei, probabil că zice. Să vă urăm și noi sărbători frumoase. O să încep în limba română să vă transmit gândurile colegilor mei și al celor care am cântat până acum. Oricum mai venim, vă doresc sărbători frumoase, cum vă ziceam, vă doresc sănătate, bucurii, să vi se împlinească toate dorințele. Versurile pe care le-am cântat deja conținea mesajul adresat dumneavoastră și se referea la un sfârșit de an liniștit, la sărbători cu bucurii, în familie, în liniște și ca să țin un pic și tradiția, zic și în maghiară. Chiar mi-aș scola ce unii unătă cât chiva în mine, chine, ești volubuire. Nu pot să vă răspund în maghiară, dar o să vă urez sărbători frumoase, cu pace și liniște sufletească. Din partea autorităților locale, vă oferim o diplomă de participare la cea de-a 13-a ediție a Festivalului de Colinde Deschide Ușa Creștine. Și nu uitați de fotografia, de tradiționala fotografie de final, doamna director. În mijloc? Nu. Eu vreau să risc și să-i mânesc microfonul doamnei Teona Achim pentru mesajul în limba maghiară. Felicitări, mulțumim pentru scolinitatea și în acest an. Lucruri, concuresc, Millennium, angajați ai societății Inter Electroproducție de la Sâmb. Urmează un alt moment, spunem noi la fel de important. Mulțumim frumos, sărbători fericite. Ne vedem, cred că, imediat după, nu? Festivitatea de premiere. Bun, ne mai întâlnim cu angajații de la Inter. Puțin mai târziu urmează festivitatea de premiere, nunta de aur, premierea cuplurilor care anul acesta aniversează 50 de ani de căsnicie. Dacă sunt în sală și, de asemenea, sper că sunt pregătiți să urce pe scenă pentru momentul de premiere. Este vorba despre 5 cupluri din Fărcașa, 2 cupluri din Tămaia și, de fapt, câte 2 cupluri din Tămaia și Buzești și un cuplu din Sâmb. Așadar, invităm în scenă pe Bran, Ioan și Aurica, Mereuț, Aurel și Aurelia, Ana, Chișiu, Vasile și Victoria, Chira, Ioana și Maria, Terebe și Ianoș și Ana, sunt din Fărcașa și, de asemenea, pe Gheorghe Chiș și Margareta, Victor Verdeș și Lucica, Augustin și Maria Vanci, din Buzești Maria și Aurel Pop, aveți grijă la scări, și Margareta și Ioan Pop, tot din Buzești. De asemenea, am invit alături de mine și pe domnul primar pentru această festivitate de premiere, 1969, parcă, nu? Anul în care acești oameni au spus, bănuiesc un da hotărât în fața ofițerului de stare civil. Dacă nu era atât de hotărât daul, nu cred că rezistau 50 de ani împreună. Așadar, domnule primar, aici mai în față, vă rog. Din păcate, Aurica și Ivan Bran nu pot fi alături de noi în această seară, așa că vom merge mai departe la doamna Ana Aurelia și domnul Aurel Mereuț.
și cadou din partea primarului Comunei Fărcașa, cu urări de sărbători fericite și la mulți ani. Urmează Victoria și Vasile Chișiu pentru premiere, aici zice doamna Ruta Hotărât, cum bănuiesc a spus și acum 50 de ani. Felicitări, la mulți ani, sănătate, felicitări! Aniversării a 50 de ani de căsnicie. Felicitări! Urmează Maria și Ioan Chira. Doamna Maria și domnul Ioan Chira s-au căsătorit, din câte văd eu aici, în 14 iulie 1969. Mulțumim pentru aplauze, că merită! Felicitări, la mulți ani, multă sănătate. Urmează doamna Ana și domnul Ianoș Telefeși. Din câte văd, în Fărcașa, în 1969, au fost două nunți în 14 iulie. Felicitări, la mulți ani! Sănătate multă și sărbători fericite! Să nu uităm de fotografie, da? Domnule primar, în mijloc, așa. Ca și la prima întâlnire, nu? Sănătate la mulți ani! Acestea au fost cuplurile din Fărcașa. Urmează doamna Margareta și domnul Gheorghe Chiș din Tămaia. Mulțumim încă o dată pentru aplauze. Cei din urmă, cei din tâi, nu așa se spune. Felicitări! Și multă fericire în continuare pentru să ajung de suta, cum se mai urează. Urmează doamna Lucica și domnul Victor Verdeș. În 14 august 1969 au fost urmă. Merge și diploma. Hai să dau și diploma domnului primar. Diploma. Și Augustin Vanci. Ați văzut, doamnă, că n-ați fost ultima. Aveți emoții, așa? Nici vorbă. Dar cu 50 de ani ați avut? Nici vorbă. Felicitări, doamnă, sănătate la mulți ani. Doamna Maria și domnul Augustin Vanci. La care e rândul? Am zis că pregătește un răspuns.
Bun, trecem la localitatea Buzești, Maria și Aurel Pop. Doamna Maria și domnul Aurel Pop, le dorim oricum multă sănătate și la mulți ani, și doamna Margareta și Ioan Pop. În Buzești. Le dorim multă sănătate și celor care nu au reușit să fie în această seară alături de noi. Mai aproape, apropiați să fiți. Mulțumim, mulțumim frumos! Și câteva cuvinte din partea domnului primar, dar domnule primar, vă rog să veniți mai în mijlocul scenei, să vă facă. Ce pot eu să vă spun, decât să vă doresc multă sănătate? Sunteți un exemplu pentru sală, 50 de ani de căsătorie. Cu bune și cu rele, Dumnezeu v-a ajutat și ați ajuns și ziua aceasta, adică anul acesta 2019, 50 de ani de căsătorie. Să fiți un exemplu pentru cei tineri, doresc ca Dumnezeu să vă dea multă sănătate, să vă bucurați de copii, de nepoți, să aveți sărbători fericite și să auzim numai de bine unii de alții. Vă doresc numai bine, sărbători frumoase! Cumpurile din Comuna Plecașa, care anul acesta aniversează, sau probabil au aniversat deja 50 de ani de căsnicie. În această seară, felicitate și de primăria și Consiliul Local al Comunei Plecașa. Suntem la ediția 13-a Festivalului de Colinde, tradiționalul Festival de Colinde, care în acest an se desfășoară și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să vă petreceți această seară minunată alături de noi. Vă așteptăm și mâine seară, să nu plecați că nu s-a terminat. Vă așteptăm și mâine seară cu multe surprize și, de asemenea, mâine seară avem și o altă festivitate de premiere. Este vorba despre tinerii care anul acesta au ajuns la vârsta majoratului. Evident, este vorba despre tinerii din Comuna Plecașa. Urmează al doilea grup, ceva mai numeros. Vă spun eu că, de obicei, n-ar avea nevoie nici de microfoane, așa vocea, deosebite. Și din nou pe scenă domnul Ioan Chira Zan. Este vorba despre, după corul Millennium, este vorba despre al doilea cor susținut de managementul societății din electroproducție de la Sân. Bănuiesc că aveți și în acest an în repertoriu, atât colinde moderne, cât și colinde tradiționale. Cred că cel mai bine știți dumneavoastră să ne spuneți. Ce ne-ați pregătit în această seară, domnule Ioan Chira Zan? Pentru toți cei care mai au răbdare până la final, timpul este scurt, o să încercăm să vă transmitem, așa cum s-a spus, și câteva colinde mai moderne și colinde mai vechi, pe mai multe voci. Mulțumim că rămâneți și sunteți alături de noi până la final. Mulțumim frumos pentru că și în acest an ne colindați corul intră electroproducție SÂN.
Corul Societății Libere pentru producție sunt domnul primar Ioan Stegredanu de din nou în scenă, o invitație pe doamna director general, Pamela Bob, și pentru fotografia de grup. Domnule primar. Ar vrea să-ți vă spun că toți cei de la ITER sunteți o binecuvântare pentru comuna Fărcașa și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. Și aș dori ca toți care locuim în Fărcașa să fim o binecuvântare unii pentru alții și pentru toată comuna. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Felicit pe domnul dirijor pentru strădania care o are să vă învețe aceste frumoase colinde. Solid, felicit conducerea firmei ITER care vă dă timpul ca să repetați și să vă ocupați și de această activitate și doresc ca Dumnezeu să o binecuvânteze pentru lucrul care îl faceți și îl faceți bine. Noi vă dăm o diplomă de participare și dorim să simțiți căldura cu care vă dăm această diplomă și recunoștința noastră și tot timpul să fiți prezent la toate activitățile din comună. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Sărbători frumoase la toată lumea. Unul dintre cei mai importanți investitori din județul Maramureș, societatea ITER Electroproducție de la Sârg și unul dintre cei mai performanți manageri, desemnat de mai multe ori, managerul anului de către Camera de Comerț și Industrie Maramureș, doamna director general Pamela Vogt, dacă doriți să transmiteți un mesaj atât angajaților cât și locuitorilor comunei Fărcașa. Eu aș transmite atât, sărbători frumoase, Crăciun binecuvântat și la mulți ani. Și cred că ar fi frumos ca întotdeauna să încheiem un colind.